Este o inițiativă legislativă ce vine din mandatul precedent, care îl are în capul listei pe ex-deputatul Ren Cernel. Se știe, un drăgostit al animalelor, fie domestice, fie sălbatice. Acest proiect de lege a primit ok-ul de la biroul permanent al Camerei Deputaților pentru a fi dezbătut la Comisia pentru Agricultură și la cea juridică. Noi am făcut această dezbatere cu 2 săptămâni sau 3 în urmă, nu țin foarte bine minte, pentru că atât inițiatorul cât și ONG-urile care au participat într-un număr însemnat la această dezbatere și au vorbit atât ei, iar la unele amendamente le-au propus prin intermediul parlamentarilor, așa cum stabilește procedura parlamentară, n-au știut foarte bine să-și susțină punctul de vedere și au intrat, să spunem așa, într-un dialog aproape fără ieșire cu